Dracu zice? La 10 seara, Costele. E și ziua lui. O face numai între bărbați. Dar Cristache acasă, mă, la el. A adus o damigeană cu vin. Damigidia. Are și piftie, că a tăiat curcanul, mă. Săracu, îmi pare rău. De cine, de curcan? Nu, nu de mine, mă, nu pot să merg. N-am bani de cadou. Păi cum l-ai, bă, cine ai luat leafa asta? Ei, da, 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 e la purtător. La Caritas? Nu, nu, la Sanitas. Nevastă-mea, Florica. Florica? Aha, Florica e de-a lui Nea Florica, de la Zgarda Financiară. E... Interpolul, mă, n-ai înțeles. Nu m-am înțeles, Interpol până la ultimul pol. Dar știi ceva? A? Am o idee genială. Ia zi. Cam filme. Eh? Telefonul de la miezul nopții sună la tine. Așa. Doamna Interpol răspunde. Alo? Chilia, șefură, o somează. Costică urgent la birou. Lucrări de noapte. Calculăm la TVA. Adică, trăscău, vin, alcool. După aia vine jere cu taxiul. Oprește, te umflă și... Ce? Și altă dată, și altă dată. O să facem și mai și mai luată. Să cunoști, mă, nu cunoști, mă, băiat. Al Capone cu fustă, mă. Asta e mafioata mafioatelor. Da? Și tu ești mototolitul mototoliților. Știi ceva? Da. Merită să încercăm. Las pe mine. Am fugit. Mă rog. Sărut aripioarele, Îngeraș, sărut tot ce-i tu mai spui. Îngeraș? Ai? Da. Unde ai haimanălât tu o oră și 49 de minute și 3 secunde după ce ai ieșit de la birou? Am, mamă, dar e sfârșit de trimestru, nu? Recalcularea TVA-ul ăsta lui Văcăroiu. Zău? Da, zău, mamă. Ia treci tu la culcare, da, ia, hai dezbracă-te. Da, da, da. Face băiatul și striptease, mamă. Hai, 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 da, hai, pune-ți pijama. Da, care pijama, mamă? Aia cu rățuște? Aia cu găluște. Mm-hmm. Hai că bați băia, face de față. Ah. Opa. Ăsta este telefonul de la miezul nopții. Ăsta trebuie să fie mici, Chiria. Mama, nu vrei să vezi tu cine e la telefon? Alo, da. Da. Poftim? Bilanț, acum noaptea. E greșeală, domnule. Ați greșit. Noi nici n-avem telefon. Postaș? Da, mamă. Leafa. Imediat. Poftim, Îngeraș. Este cu indexare, cu toate? Da, da. Ia-le tu pe toate. Alo. Alo. Ce faci acolo? Controlul de calitate, Îngeraș. Data trecută am găsit în căptușeală 5.000 de lei. Le-o fi uitat croitorul, mamă. Acum, mă rog, cu nondul de la cravată. Așa. Dar unde duci alea? Să îngui hainele în șifonier. Tu întinde-te și delectează-te. Eu mă duc să mă delectez la bucătărie. Citește evenimentul, puișor. Despre violuri. Poate te găsești și tu implicat. Cu toate că slabe speranțe. Calomie! Aia. Costică! Da? Ce faci, domnule? Zaci aici în cârpe și eu te aștept jos cu taxiul? Păi mă taxează particulară de... Muncesc două luni degeaba. Nu pot să merg, mișule. De ce? Nu pot în calul ăsta. Cum? Ce sunt eu, Madonna? Așa că am semen cu ea în poză, dar în viziunea lui Picasso. Ce facem? Ce să facem? Nu știu. Ce-am încuiat hainele? Mi-am încuiat. Unde? Mi-am încuiat în șifonier. Dă-mi spargere, domnule! Ce nebun, vrei să se răzbune mafia și să ne spargă tărtăcuțele? Ce vă numesc? Da. Ia! Ce? Ia e? Ia e. Sau unde? Ce facem? Ia. Hai, bagă-te-n pat aici lângă mine. Bagă-te repede-n pat lângă... Nimber, îmi bagă-te. Costaș! Da? Vai de mine, de ce te-ai umflat așa? Am mâncat floricele și m-am balonat, mamă. Vai de mine, să-ți aduc niște bicarbonat. Imediat. Ce fac eu? Ce să faci? Nu știu, sări pe fereastră. Hai. Da? Da, stai că... Mă, tu te droghezi, ai luat aurolac? Uiți că stăm, stai la etajul 5? Ce facem? Hai că vine... Opa, iar vine. Iar vine, mă. Caracatiță, ce facem? De unde mă bagi? A ști unde se te bagă acum, da? Mă rog, trei după paravan. Stai! Da, mă. Tu ai nebunit, vorbești singur? Nu, nu, mamă. Cum nu, te-am auzit? Băi, mai sus! Nu tu!
Doamna Caracatiță! Poftim! Banii sau viața? Ai, domnule hoț, dar noi n-avem bani. Minți, doamna ta, nu minți, că-ți luat salariu astăzi. 60.800 minus casa de ajutor reciproc. Banii sau viața? Ai spus cu 5.000 mai puțin, lasă că vorbim noi după ce pleacă domnul hoț. Poate banii că te ciuruiesc? Da, poftiți, poftiți, domnule hoțișor. Și hainele? Vai, domnule, nene hoțule, dar să știți că eu sunt pudică, nu da. Față de soțul meu, dar dacă dorim să... Da, fără striptiz, doamnele, dacă nu hainele dumneavoastră le vreau, hainele lui! Bine, domnule hoțișor, n-are! N-are, săracul, n-are, auzi, bă, că n-ai, bă, tu vii la birou în pijama, bă. Scoate hainele, doamne, sau te ciuruiesc? Nu mă ciuruiți, vă rog, nu mă ciuruiți, îmi vine să leșin, vi le aduc în dată. Bravo, Costel! Bravo! Și dă tu noastră la o parte. Unde te crezi ești? La Bosnia, Herzegovina? Bun, bă, e pistolul jucăria lui nepotul. Da. Da. Poftiți, domnule hoțișor! Cam șifonate, doamnă! Ce aștepta? Să vină hoții, să vină calce? Că m-au și călcat! Încă nu de tot! Ia scoate-mă tale bijuteriile, lucrurile mai de valoare, mai e... Ce lucruri mai de valoare? Da. N-am decât o sticlă de ulei de floarea soarelui. Floarea soarelui? Pe asta e valoare, asta se umflă. Hai, nu vă rog, domnule hoțișor, vă rog, știți, eu sunt evlavioasă. Îl țin pentru candelă. Și mă rog, zi și noapte pentru sănătatea, știți, dumneavoastră, acui. Mâinile sus, stârcarule. Mâinile sus, bestie umană. Da, iartă-mă, nene. Mergi cu mine, hai. Da, ai milă, nene, de mine, eu sunt handicapat. Vrei să-mi iei un de lemn, nu? Mergi cu mine la poliție. Ia-i banii, ia-i banii și dă-i încoace. Nu, nu, doamne. Ne trebuie mărturie la poliție. Da, dovadă, corp de lic, doamnă. Tâlcarul, nimic, direcția curcan. Molan. De mugivia, piftia. Nimic, merg cu tine. Da. Nu te las, stau cu tine toată noaptea. Până dimineața. Eu credeam un mototol și el e James Bond. James Bond, ca mototolii, da, merge. Ha, ha, ha.